prima oară? Eu îl țin de cap și Osama îl taie. Să nu dure zebul, nu vreau să urle. Nu înțelegi că nici nu o să-și dea seama ce îi se întâmplă? Dar știi ce mână are. Și deja e la al șaselea, nu? Eu mă duc să pregătesc filmare. Foarte, foarte bine. Ai anunțat toată lumea? Normal, am dat și la ziar. Așa, așa. Auzi, dar după ce îl tai, ce fac cu el? Păi, îl punem într-o pungă și-l arătăm la toată lumea, uite așa. Și unde îi să faci? Aici. Ce nu-ți place? Păi, e liniștit, e mai retras. Aici? Unitatea militară e la doi pași. Vrei să ne trezi boia pe cap? Mă, vezi tu un soldat pe aici? Ha? Păi erau voie în barul. Ce-s polițiști? Alo, măi băiete, ia vină puțin încoace. Ai auzit ce am discutat noi aici? Eu nici nu eram aici, n-am auzit un cuvințel. Cine-i patron aici? Nu știu. Nu știu, mă, pe tine cine te-a angajat? A, nu, eu sunt solistul localului. O, solistul! Dar de când tot cânti pe aici, șeful unde-ți? A, nu, că eu cânt abia din seara asta și nu l-am văzut încă, dar spuneți-mi ei și comunic. Mă rog, mă rog. Am vrea și noi, la sfârșitul săptămânii, să facem aici o tăiere. Am înțeles. Da. Și am dorit să nu fim deranjați, să fim doar noi. Da. Ai auzit, da? Am înțeles. Limpede ca lumina zilei. Cum vine șeful, cum îi comunic? Așa, și o să vin mâine și cu bănuții și să aducem și ustensilele. A, da, sigur, ustensilele. Am înțeles. Să trăiască aniversatul, da? Să. Ce dracu angajează și ăștia toți ciudații? Asta e, ce se Auzi, Mărlane? Băi, peștii ăștia au un coeficient de inteligență ieșit din comun, mă. Sunt de o inteligență crasă. Știu și eu, șeful. Am citit și eu 40.000 de leghi în acvariu. Capitanul ăla de cursă lungă, cu Băsescu ăla. Capitanul Nemo? Ăla, șeful. Știți cât am învățat de acolo? Pua. În ce limbă vorbește delfinii? Cum o înjură ei pe balena aia grasă când le dă cu jetul ăla de apă în ochi, care l-aruncă ea pe naretă? Și alte, multe alte cunoștințe pe care aș fi gata să vi le împărtășesc dacă aș fi pregătit. Măi, tu îți dai seama, peștii ne înțeleg când vorbim cu ei, mă. Uite, îl vezi pe sanitarul ăsta? Care sanitar, șef? Eu văd doar niște pompieri care stinge un foc. Sanitarul e ăsta, e peștele ăsta cu mustățile lungi care își bagă botul peste tot aici, pe fundul acvariului. Hai, lasă. Păi dacă e sanitar, de ce n-are trusă de prim ajutor? Mă, dacă îi ordon să ia urma la gupiul ăsta verde, eu ia, mă. Apa, dracu, adică cum peștii amușini așa, ia urma la miros ca câinele? Exact, sergent. Dacă ar ști polițiștii, i-ar urmări pe infractor și prin apă. Hai, lasă-mi. Păi atunci, de ce nu te duci, matale, să le dai pontul la polițai? Nu pot încă, pentru că trebuie să-l verific. Și cum n-avem baltă în unitate... Cum n-avem baltă? Păi ce se vor ați ieșit azi în birou deloc? Nu. A, păi atunci permite să vă informez. A spart o țeavă la colțul străzii aceea și în fața unității e lac de apărare. Jumătate de cartier e underwater, cum zice nemții. Și ați anunțat factorii de decizie? Am anunțat, șeful, dar dacă n-au cu ce să tragă apa. Păi atunci s-o împingă. Ce ai, trașcă? Vorbești ca peștii? Nu, comandant, e groasă,
Am descoperit o grupare de teroriști, de care fac decapitări cu cum arată la știri. Stai, bă, mai mai un plot de apă mai rău ca pești de la acvariu. Ia zi, cum i-ai cunoscut? Ți-a dat cartea de vizită sau cum s-a întâmplat? Doamne, ce vorbesc serios? Când mă întorceam de la ziare, i-am văzut. Chiar așa, ia zi, mă, unde sunt ziarele lui șeful? Aoleu, le-am uitat în bar că am fugit cu viteza luminii să nu mă decapiteze și pe mine. Și mă rog, ce căutai tu la bar? Corect, ce căutai la bar? Am intrat ca să schimb banii, că aia de la ziare n-avea să-mi dea rest. Acolo i-am văzut pe teroriști și acolo i-am auzit cum vor să facă decapitarea șeful. Aoleu, și să știi că și filmează, așa a zis. Apă, naiba. Dacă vă spun șeful, cu urechile mele am auzit. Doamne, bine că nu s-au prins, că mi le tăiau ca la Doberman. Ce facem? Ce facem? Să știți că nu m-au prins, că eu m-am dechizat, că așa, ca să fiu ca un chelner. Bă, tu faci mișto de șeful, că te calcă în picioare. Vă jur că nu, domn sergent, uite, să n-am eu parte să plec în Irak cu 5.000 de para pe lună, dacă vă mint. Și unde vor, mă, să facă decapitarea aia? Chiar în barul de lângă gardul unității, domn comandant. Mă, e sigur? Absolut, domnul comandant, am auzit cum au spus decapitare, cum au spus după aia că îl țin de cap, că îl tai. Aoleu, ce ne facem? Chemăm pușca și marin, ce ne facem? Da, măi, chemăm, cum să nu, dar mai bine cheamă-i tu, ca să știe că vin în partea ta, să vină cu elicoptere, cu taburi, tancuri, tot ce are ei, și tu să le plătești motorina. Nu mai vedești, că ăștia sunt fanatici rău de tot, se întind așa peste tot, cu toate tentaculele lor, ca o caracatiță. Chiar, băi? O caracatiță mi-ar trebui. Da, șef, una mică, sub pietricica asta. Și să vin eu cu bricheta să o încălzesc, o facem flambată. Așa mă limp pe buzele. Bă, cu aia nu numai că te poți înțelege, că la câte mâini are, vorbești cu ea și prin semne. Domn comandant, domn sergent, mă scuzați că vă întrerup, dar ce facem? Chemăm pușca și marina american sau nu-i chemăm? Băi, dar voi ce sunteți, mă? Nu sunteți trupe de elită? A? Vă deghizați când aduc o staticu. Ia-ți lua cadinul ala, mă. Hai, executarea. A, și fiți atenți, fără victime civile. Sergent, am nevoie de un om în intersecție să devieze circulația. Șefu, să nu ne prindă teroriștii. Trașcă, am zis deghizare. Adică te îmbraci și tu chipurile în polițai și fluidizezi circulația pe acolo. Genial, șefu, genial! Vezi, mă, de asta domnul colonel e dita mai colonelul, tu ești un părnit de soldat și eu sunt dita mai sergentul. Mai dita mai sergentul. Nu? Hai, mai repede, mai repede! Păi, bă, nene, că nu erau să fii nici gabură, auzi? Băi, nenică, bă, ce faci, bă, cu orzitul ăla? Vrei să-l transformi în submarin? Dar pune mâna pe cartea mașinii să vezi dacă ai voie sau nu. Rușine, rușine, tăticule. Băi, băi, vitezomanule, băi, cu viteza asta, bă, vezi că-mi faci infanuri de gradul 3. Și dacă mi-e marea mea agitată, îi vă opre circulația. La revedere, zburați cu parapanta. Domnișoară, traversează în loc mai repede strada. Păi cât îți ia să traversezi? N-am colac. Păi n-ai colac. Du-te la auto, motovelo, peste drum. Ce sunt eu aici, raionul de motovelo? Nici nu știi să înnoți. Rușine, ce cauți în intersecție dacă nu știi să înnoți? Gata, Chiorete! Hai, sari în Titanic, că ți-a venit schimbul. Hai, bă, pupă de sus, bă, că mi-era de-abia așteptam să plec, auzi? Stai. Ce? Ia uite, ce vine ăla ca bolidul! Ia, stai, că-ți face tata poză cu radarul acu. Ce radar, bă? Ce radar? Băi, pupăză, bă, dacă tot avem toalele astea pe noi, am zis că e păcat să nu faci și noi o mică șpagă, auzi? Ăsta avea... Dar de ce așa aștept? Uite că avea 4-500 la oră, cum n-ai vrea să fie altfel? Ce simțitule, bă? Păi nu, că acolo l-am prins, l-am mars, bă, tăticule. Păi dacă nu-i anulez eu lui ăsta și permisul, și buletinul, și certificatul de naștere. Ia, dă încoace, că să fac și eu șpagă dacă e pe așa. Dă încoace. Ia dotarea și succes. Hai, du-te, sănătate. Hai, gata, circulați, da? Hai și tu de acolo, hai. Domnișoara, dă dragă rochia jos, vrei să o strice, păcat de ea. Hai, că după etichetă pare din aia de fițe. Hai, dragă, că cu rușinea nu faci nicio brânză, dă-o jos. Mare șmecherie, că ce ai tu, au toate, auzi? Mă rog,
doar câteva, nu chiar toate. Mamă, ce bacoan! Stați așa, stați așa ușor că... Wow! Wow! Domnișoară, nu, nu! Mă, pupă, să fii atent cum facem. M-am gândit eu. Tu stai cu iepurașa și vă mozoliți. Adică să pupă, mă, nu te rede, că tu stai cu mine sub bar și te mozolești. Stai cu mine sub bar, te mozolești cu mine sub bar. Așa. Șeful, vin. Eh, ia să vedem, mă, ce terorist ne-a dus ăsta. Hai, sute și eu. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua. A apărut șeful? Încă nu, e plecat în Bahamas. S-a dus să cumpere umbreluțe pentru cocktailul. Păi atunci n-am cu cine să tranșez. Aoleu, ce să tranșați? Problema. A, problema cu mine. Am vorbit la telefon și a spus să vă închiriez așa cum doriți. Și cât ne costă? Nu, nimic. E din partea casei plăcerea noastră. E, perfect atunci. Osama o să fie încântat de... A, cum ați zis? O... Osama! Exact, nașul, nu? Da, nașul organizației, da. Și am înțeles. Și cât sunteți, ca să știm? Câțiva, dar o să fie și victima. Da, da, victima. Și victima! Da, am înțeles. Atunci am să vă las cheile de la bar și dumneavoastră vă descurcați singur. Păi cum? Dumneavoastră nu ne ajutați? Nu ne... Eu? Da, să ne mai aduceți un cuțit dacă avem nevoie sau un... Șervet curat sau... Da, vă ajut. Dacă doriți, dumneavoastră... Bine, mersi. Rămâne pe weekend, da? Să sănătate. Mulțumesc. Am aranjat și pasta și... E? Acum mă credeți? Deci, începe operațiunea decapitarea. Alo, alo, circulați, circulați! Adică notați, notați! Păi ce te uiți, taie la mine? Păi ce, apa e de la mine? Păi ce, am față de gravidă de aia care se rupe apa aia în mijlocul intersecției? Hai să dă pastorul ăla mai repede, te rog frumos! Că ai încurcat cu pneumatica lumatoare toată intersecția! E gata să nece femeile alea în spate. Zici, doamna aia cu cocoașe, nu mai mâncați, doamne, în mijlocul intersecției! Că interzis a mâncat Eugenii și a vorbit la telefon, matarul, știi? Hai mai repede! Trăiți, domn caporal. Veniți, hai sus, cocoșe, hai că nu mai pot. Mai ușurior, că mi-e așa o frică de apă. Hai, bă, prăjosule, bă! Alea, alea! Hai, tăticule, hai, numai că uite, a venit și cocoașe aici, să vezi acum schimb ce... E dură asta, va bără căpătoni. Câtă apă? Câtă apă, da. Câtă apă? Să plec... Câtă apă? Ce-ai făcut, tăpitule? Ce ți-am zis eu, bă? Ți-am zis să alegi barca, că ți-o ia valurile. Zi, dă stația încoace să anunț că a rămas fără barcă. Nu pot, șeful, stația e în barcă. Ficule, trebuie cum a pus să-ți las pe mâna ta, bă, stația. O să ne mănânce vulturi în intersecția asta. Adică o să rămânem aici? Păi aici o să rămânem. Ajutor! Ajutor! Stați, că ne faci de râs, nu mai urla așa. Ne scuzați, uite, ai speriat peștii. Tâmpitule, vocea asta de doi bani. Bă, tâmpitule, asta e o intersecție care este circulată. O să ne ia cineva de aici. Doamne, cine m-a pus să mă încurc cu prostul unității? Domn caporal, nu vreți mai bine să semnalizăm cu foc? Că am niște hârtie igienică pe aici, într-un buzunar. Poțin de orice eventualitate, știți că poate mă trece. Ia mă, doamne, de aici, mai repede din intersecția asta. Nu mă lăsa să mă tâmpesc. Asta, și, băi, oricum, aveți grijă. Mai sunt două zile până la ziua Z. Debarcarea în bar, șeful. Un fel de debarcare în Normandia, dacă îmi permite să fac un rapel la istorie. Mă rog, dacă cunoașteți termenul rapel. Mă rog, oricum. Exact, nu. Deci, fiți atenți care este planul. Traiașcă cunoaște zona cel mai bine, așa că las pe el să vă explice. Dar unde sunt gogoașe și cuchiorete? Că nu-i văd de două zile. A, șeful, i-am lăsat în post, la baltă. Dirigează traficul. Care trafic, mă? Că l-am deviat cu 3 km. Tocmai ca să nu avem probleme când acționăm. Păi și atunci de ce n-ai mai stoi pe acolo? Să nu le fi făcut teroriștii ceva?
Ai, șeful, stați niște, că dacă aveau probleme, ne anunțau pe stații, că doar de-aia i-ați dotat cu stații de-alea de ultimă oră. Mă rog, hai, zi Trașcă. Urmăriți-mă cu atenție. Ziua Z. Acțiunea începe înainte de răsăritul soarelui. Ne apropiem, înconjurăm barul. Costele, bă, dar nu-i posibil, bă, de 4 zile șadem aici și n-a venit unul să vadă ce facem. O să murim de foame, domn caporal. Păi, nici nu trece nimeni, na. Nu trece. Și o să ne mâncăm între noi, ca în filme. Hai, dai, dai, cu dumbără de cobe, na. Nu vreau să mor. Ajutor! Să mă audă cineva! Doamne! Doamne, sunt un soldat NATO! Am două frunze de aici, nu vreau să mor! Stai ce am zis, că dacă îți dau una te adorm și după aia te și mănânc. Tâmpitule! Adică dacă adorm, domn caporalul să mă mănânce de viu? Nu. Mai bine îl mănânc eu. Cotele, măi, Gogoșe, stai, tată, cu Gogoșică! Stai, măi, Gogoșică! Am glumit! Gogoșică! Procedăm cum am stabilit. Aveți mare grijă că toată armata e cu ochii pe noi. Dacă dați greș, civilia vă paște. Sper că nu vreți să fiți gardieni publici. A, nu, șef, că nebunesc. Eu știți că n-am avut autoritate nici măcar în fața câinilor și a pisicilor pe parcuri, dar uite, a babelor. Mă rog. Deci ne-am înțeles. Sunteți gata? Intrăm. Hai, mă, nu vă mai... Nu mișcă nimeni! Băi, idioților, asta e o tăiere de moți! Să bem și eu, nu mă lăcați nimic! Treceți în apă la unitate, că vă calc pe picioare! Băi, ia tu sticlele, auzi! Ajutor! Salvați-ne! Suntem aici, ajutor! Singură, Robinson, cu să mor surd, nu mai țipa, mi-ai spart timpanele! Dar nu vreau să mor de tânăr! Și mai ales nu vreau să mor de foame! Mamașe! Nici eu nu vreau să mor, pentru asta mă duc după ajutoare! Acum! Da, dar din... Să nu vă necați, domn caporal! Am vezi grijă! Și ce vrea Gogoașe? Să mor pe scara asta, bătrân? Nu! Acum plec! Și dacă e să mor, să-i spui lui șeful că l-am iubit! Da, să trec! Domn caporal! Aveți grijă! Domn caporal, să nu vă nec! Ei? Domn caporal! Aveți grijă să nu fie rechin! Grigore, unde duci tu? Vin, nu mă duc, eu vin! Tu vii, mi se pare că te duci! Nu, vin ca și când m-aș duce! Așa, da! Păi, alo, mai repede, mai repede, dar se poate așa ceva? Hai, mă, că nu eram să fii nici gabura, auzi! Alo, bă, dar ce se întâmplă aici? M-a luat odată, că uite, mă dădură peste cap. Hai deodată, circulați, circulați! Adică notați, notați! Păi ce, tataie, ce te uiți la mine așa? Păi ce, e apa mea? Ia uite, păi ce, eu am față de gravidă care i s-a rupt apa? Deodată din bățul ăla, că ai blocat cu pneumatica matale toată intersecția. Hai mai repede, iau ce cârl s-a făcut în spate. Uite, doamna aia cu cocoașe, gata să se nece. Păi da-te de acolo! Și mata cu cocoașe aia, ce cauți în gârlă? Nu știi că te e, a? Ai, dă capul nostru. Sunt prost. Am venit prea departe. Hai de prea odată, circulați, circulați, adică notați, notați. Hai, tataie, ce te uiți la mine așa? Păi ce, apa mea? Păi ce, am față de gravidă care îi se rupe apa, dar nu ți-e rușine așa un pic? Dă-te în bastonul ăla și matale, că ai încurcat toată circulația cu pneumatica aia. S-o mai dăm odată, zici. Rămâneți cu noi, revenim imediat. We'll be right back.
acum, Costele, mă, pe gogoașe, mă, ce trebuie acum, că stăm de 4 zile aici și nu interesează pe noi de nimeni. Mai pot, mai pot. Procedăm cum am stabilit. Aveți grijă că toată armata e cu ochii pe noi. Dacă... Procedăm cum am stabilit. Avem... We'll be right back.